Dar să știi că ai toate motivele din lume să fii gelos și invidios, pentru că nu doar e talentată, dar e frumoasă, e atrăgătoare, e inteligentă și sclipitoare. În această dimineață, stimați telespectatori, este sclipitoare și la propriu, deoarece a ales o ținută care vine să aducă soare și multă lumină în fața micilor ecrane. Tatiana Heia, în această dimineață, bună dimineața, salut, bine ai venit! Bună dimineața, draga mea, Dumnezeule, stai, cum să mă prezint cu așa o prezentare, trebuie să fac față. Dar trebuie tu faci. Să fiu avantajoasă la cameră. Stai să găsesc partea. Nu cred că trebuie să o caut mult. Mulțumesc, dragii mei. Mă bucur tare mult să fiu din nou matinal alături de tine, alături de Ion, dar să nu se supere că e în zonă. Asta e că servim azi o cafea împreună după emisiune, că tot e ziua mondială a cafelei. Ce faci? Pentru că nu te-am văzut de ceva timp. Bine, rețelele de socializare eu nu le iau în calcul, pentru că acolo zici că e agenție de spionaj. Așa. Să mă bucur de zâmbetul tău. Uite că în această dimineață vii și cu o noutate frumoasă. Sigur că, dar cea mai mare plăcere pentru mine, în mod normal, e să fiu aici prezentă pentru că am o noutate muzicală, o melodie nouă-nouță, cum spuneai tu, că nu am fost de mult la voi, obișnuiesc să vin cu treabă, informații adevărată, frumoasă, interesantă, atractivă pentru public și pentru voi. De altfel, cum altfel decât într-o ipostază în care un artist aduce o melodie nouă, știi? Și, într-adevăr, vara a fost o vară foarte harnică, i-aș spune așa. Am muncit de zor cu zor și mă bucur că am avut această dorință, această rezistență și că toamna știe frumos să lansăm melodii noi, să aducem publicului ceva frumos, ceva așa cum îmi place mie. Și romantică, nostalgică pe alocuri. Ne-ar fi de ajuns iubirea, da, dar e suficientă dragostea? Te-a inspirat viața ta de familie, probabil? Să știi că pe doamna Radmila Popovici Paraschiva a inspirat-o probabil viața, nu neapărat viața mea de familie sau a ei, sau probabil viața multor oameni, multor exemple pe lumea asta. Știi, în ziua de azi, cumva oamenii abordează, hai mă lași, e suficientă iubirea, dar textul ăsta care l-a scris dumneavoastră este unul divin și acolo se abordează nu doar iubirea în sensul că soțul, bărbatul și gata, iubirea la un nivel mult mai mare, la un nivel mondial, iubirea de sentiment, de aproapele tău, de tot ceea ce este în contextul carantinei care a fost. Noi, ăia care am fost izolați câteva luni, am înțeles pe deplin că dacă n-ar fi fost un aproape, un părinte, o familie, același copil, același soț, în general, atât de mult am înțeles cât de mult contează o libertate, o plimbare în parc. Exact. Asta este iubirea sub forma ei majoră, da? Și uite că textul ăsta l-am ales pur și simplu că l-am văzut și mi-a plăcut, chiar dacă inițial vreau o melodie. Știi, eram porniți pozitiv, pozitiv, scăpând de această idee, da. Dar citindu-l am înțeles că e un text atât de special și mă bucur tare mult că s-a format și cu muzica domnului Baraliu, cu o haină foarte frumoasă și, nu știu, după mine e un text dumnezeiesc și iarăși nu vreau să par exagerată, dar chiar e un text în care, știi, mai sunt melodii în care, uite, are un vers bun și pe ăla mizez, știi? Evident. Aici e, totul e bun. Orice vers, orice idee este genială, știi? Și deci e un tandem între Radmila Popovici și Oleg Baraliuc, vocea Tatianei Heghea, și astfel se creează o fuziune de emoții. Dar uite, tu spuneai că ai citit textul, ai simțit că e al tău. Cum simte un artist că îi se potrivește piesa? Ce emoții trebuie să-ți genereze acel text sau linie melodică pentru a te îndrăgosti de lucrare? Interesantă întrebare, sincer, și eu de multe ori mă gândesc, dar noi ca interpreți de multe ori abordăm în repertoriu melodii de tot genul, pentru că așa cere publicul, exact, pentru că așa gen de activitate avem, și evenimente private, și mai vesele, și concerte mai solide. De asta încerci să-ți adepți repertoriul în toate extremele posibile, păstrând această calitate, sigur că da. Dar uite, textul ăsta, nu știu, l-am citit și am înțeles că e ca și mine. Rezonează cu vibrațiile mele, cu valorile mele, cum ai spus tu, cu inteligența mea, cu inteligența mea emoțională. Și atâta timp cât noi vom da publicul astfel de calitate, publicul se va educa automat. Adică eu cred că prin prisma teatrului, prin prisma muzicii, este prioritar să educăm o populație, un popor. Și de aia, chiar dacă îmi dau seama că nu e melodie care o să... Na, cum acum eu te
tendință, știi, să... Dar e o melodie care educă și pentru mine este primordial acest lucru. Și să știi că când am lansat-o pe Facebook, foarte mulți tineri de vârsta mea, mă rog, nu suntem încă tineri. Noi suntem tineri toată viața, vârsta e doar așa, în buletin. Mi-au scris și mi-au dat niște versuri care i-au captivat, care i-au dat așa pe spate, într-un cuvânt, știi? Și m-am bucurat pentru că înseamnă că cel puțin în mediul meu am oameni inteligenți, oameni care înțeleg versul, oameni care îi atinge calitatea, știi? Pentru că au cor sensibile. Eu de mic copil eram cumva sceptică la textele astea. Am venit, am plecat, du-te, vino, știi? Fără banalități. Da, eu cumva, nu știu de ce, mereu, chiar încă eram un copil mic, ții minte, eu înțelegeam, știi? Diferența și greutatea unui text de calitate, știi? Și uite că acum probabil m-a prins și starea mea emoțională și acea coacere matură a unei femei, a unei mame, a unui profesionist și sunt tare fericită că melodia asta a prins viață. De altfel, am lucrat la ea încă în carantină, după aia am zis, nu ne grăbim, că dai seama, a fost o perioadă complicată, în care nimeni nu avea nevoie de melodii noi, impresia, știi tu, că arta a fost... Dar uite că acum ne-am reabilitat și asta e important, să fim cei care aduc lumină. Și asta bucură tare mult. Eu o să iau din context, ai spus că te gândeai tu la o melodie așa mai energică, dar eu știu că tu ești tare harnică și odată setată ambiția, tu nu o lași pe stand-by când Sigur urmează această melodie. Sigur că da, nu mai dai seama că am ajuns și eu la experiență în care nu mai dau pe față planurile mele, dar îmi doresc foarte mult. Am așa o doză, după o vară foarte harnică în care am muncit foarte mult, am dat practic produsul meu interior a sfertului meu, vreau din nou să mă reîncarc prin prisma noilor melodii, noilor video clipuri. Asta este o plăcere și mereu sunt acel om care investește pentru că publicul meu merită, pentru că publicul nostru merită, pentru că așa e normal să investești, să creezi ceva frumos, după care publicul să ceară, să se alimenteze din asta și să râdă, să aibă emoții, să se pună pe gânduri. Asta e menirea unei melodii. Apropo, prima comisie de jurizare pentru tine sunt membrii familiei. Îmi imaginez că e și firesc. Ce au zis copiii, ce a zis soțul atunci când au auzit pentru prima dată această melodie? Să știi că exact la acest capitol și soțul meu la fel este el este un pragmatic, nu este un artist de profesie, că este artist în suflet, trebuie să dai seama. Faceți echilibru. Da, sigur că da, ne completăm, ne. Și să știi că și el a remarcat foarte mult textul, i-a plăcut. Și asta este foarte important. Oricum, pentru mine a fost și foarte important și părerea doamnei Radmila, care m-a apreciat, care a spus că ai cântat frumos și spuneam și în alt context că dumneavoastră nu laudă pe oricine, crede-mă. Eu am mai avut careva experiență cu dumnealor, eram la începuturi, încă am făcut o melodie, dar uite că atunci eu nu am simțit textul, eram încă micuță, era un text, un experiment, hai să cântăm așa gen de melodii. Și recunosc și ei au înțeles și eu am înțeles prima că a fost o experiență care pe mine nu m-a prins la acel moment, știi? Și atunci, ții minte, reacția dumneavoastră ei. Acum a fost altceva, știi? Și asta m-a bucurat, da, o evoluție și, de fapt, probabil, direcția care mă reprezintă, care mă descrie concret la această oră și la această etapă din viața mea. Apropo de interpreți, artiștii atunci când sunt pe scenă sau la evenimente, ei reușesc să facă diferența între melodiile dragi sufletului, melodiile proprii și cover-urile. Tu ești și foarte pretențioasă la repertoriul tău, la piesele pe care le interpretezi, nu o faci doar de dragul cântatului. E destul de complicat într-o perioadă în care sunt foarte mulți interpreți, e o concurență pe alocuri loială, cu multă bârfă, de exemplu. De ce decizi tu să rămâi pe aceeași poziție, să rămâi consecventă în a pune miză pe calitate și nu pe cantitate? Eu nu pot să zic că probabil pentru cineva asta este o super calitate, pentru altcineva este calitate, pentru altcineva este, știi cum, fiecare judecă în felul său. Eu fac aia ce simt, niciodată nu vreau să mă mint, știi? Pentru dacă aș încerca să cânt ceva care pur și simplu se cere în comerț, nu aș fi autentică, nu aș fi sinceră și oamenii ar simți lucrurile astea. Și mereu rămân pe zona mea, pe aia ce simte inima mea și oamenii simt, știi? Eu am melodii care poate nu sunt atât de cunoscute să se rotească pe radio, dar am publicul meu în care când mă întâlnesc la evenimente private, chiar sunt melodii care eu nu le-am promovat intensiv, crede-mă. Și uite, mă duc la eveniment și dumneavoastră spune, cântă-mi, te rog, melodia asta. Și eu rămân
moment, știi, pentru că eu nu am promovat melodia asta agresiv, ca oamenii să ajungă la urechea fiecărui om. Dar uite, dacă publicul este al tău, te-a simțit și este pe unda ta, e al tău, cât de mică n-ar fi țara asta, fiecare artist și are publicul său, știi? Evident. Și fiecare, și chiar și publicul știe că la un artist iubește melodiile genul ăsta, la celălalt artist iubește pentru că, eu cred că noi fiecare avem ce da, avem ce oferi și nu trebuie să fim ca celălalt sau să facem ca el sau să ne bârfim. Suntem atât de individuali, atât de unici și dacă ne ascultăm aici sufletul, eu cred că nu avem cum să ne comparăm sau să ne întrecem. E, în general, dacă asculte anume de inima ta, știi? Da, e foarte important. Eu cumva după asta rezonez și îmi dau seama că uneori pierd, știi, poate în careva consecințe, dar cel puțin sunt armonioasă, știi, eu nu mă mint, nu mă depășesc printr-o formă comercială și de-aia, slavă Domnului. Nu zic că sunt perfectă, logic că nu sunt și am încă multe chestii de experimentat, de încercat, dar cel puțin când fac ceva după suflet am așa o, nu știu, o împlinire, o liniște, știi? Și da, satisfacție. O lumină pe suflet, știi, și pe chip. Asta și pe mine mă bucură tare mult că, deși ne cunoaștem de mai bine de un deceniu, nu și-a pierdut din sinceritate și simplitate, iar asta ne bucură tare mult. Mulțumim. Mulțumesc, draga mea. Și te invit în scenă cu să ne interpretezi cea mai recentă melodie lansată, Ne-ar fi de ajuns iubirea. Sperăm iubirea să fie într-adevăr de ajuns pentru fiecare, dar să nu fim zgârciți în emoții, să dăruim energie frumoasă și sentimente sincere. Tatiana Hegea, la bună dimineața. Soarele revarsă lumine în priviri. Câți oare dintre noi i-aduce mulțumiri? Că ne trezim așa în strălucirea sa, că pur și simplu ne putem îmbrățișa. Nemărginite daruri Pământul ni le-a dat, de ce dar nepăsarea ne-a înstrăinat? Și dacă într-o zi lumină n-ar mai fi, cum inimile noastre, cum oare s-ar simți? Ne-ar fi de ajuns iubirea, ne-ar fi de ajuns să știm că mai presus de toate minunea că trăim. Ne-ar fi de ajuns pământul, n-am vrea nimic în plus, pentru că lui la rândul i-ar fi de ajuns. Când un copil zâmbește și în inima ta nimic nu prevestește o furtună rea. Ce ne-ar putea fura și ne-ar întuneca? Speranțele, încrederea și dragostea. De ce numai când pierdem, atunci noi prețuim? De ce nepăsarea ne-a înstrăinat? Și dacă într-o zi lumină n-ar mai fi, cum inimile noastre, cum oare s-ar simți? Ne-ar fi de ajuns iubirea, ne-ar fi de ajuns să știm că mai minunea că trăim. Ne-ar fi de ajuns pământul, n-am vrea nimic în plus, pentru că lui la rândul i-ar fi de ajuns.
mulțumim, da, mi-ar fi de ajuns iubirea. Pământul. A tu cu pământ, cu lotul pământ. De pământ. Eu am rămas în perioada medievală, da, eu sunt feudal, vreau pământul. E latifundiar, îți dai seama. Da, da, pământul. Păi, pământul de fapt e prioritar. De fapt, suntem pe pământul ăsta, e o minune și asta păi. E... Bună dimineața, când spui bună dimineața, soare. Eu am o cunoștință și spune, tatea, n-am un bunel și el când se trezește spune, bună dimineața, soare, bună dimineața, pământule. Și ea spune, dar eu cauză păcită, mă duc, mă trezesc, alerg. Și zic, uite, câtă înțelepciune în bunei noștri, în părinții noștri. Noi suntem așa în secolul vitezei și de multe ori nu remarcăm ceea ce e mai important. Zici că suntem la consultație psihologică, da, știi? Să-l hai să încercăm. M-am reprofilat după carantină. Din copilărie, concluzia noastră. Noi vă ziceam bună dimineața mâine, de la 6:55 de minute, tot aici, tot împreună, tot cu dumneavoastră. Până mâine dimineața, rămâneți alături de Postul Public.